încă am spus, mă, dacă vă deranjez, cel puțin eu cum cu Andreea mai vorbim. De ce mă deranjez? O deranjez. Okay, nu. Eu nu, pe mine nu mai deranjez, atât ți-am spus. Și de ce îi spune aceleași lucruri? Lasă-mă că îi spuneam în față. De ce îi spune aceleași lucruri? Aceleași lucruri? Alo, păi de 5 ori am zis, în față îi le-am spus. Prea puțin, ascult-o, prea puțin. Prea puțin mi-a zis, nu, ea chiar mi-a zis. Da, că mi-a spune aceleași lucruri când o ziceam. Cam m-a deranjat că e gălăgioasă. Nu știu ce vorbeați voi între voi doi, nu știu. Dar în prezența mea nu zicea că o deranjează. Păi spun eu, Ela. De două ori. Spun eu, că eu vă ziceam că deranjez că ești gălăgioasă. Dar nu, păi și nu ți-a spus, ești gălăgioasă. De două, trei ori când am ieșit. Când am venit și vreau să am exagerat, eu că nu să vorbim pe rând, să ne auzim. Lasă vrăjala, că nu... Nu vrăjala. Dar veneam cu lanterna. Pe mine nu mă păcălești. Ești tu Dumnezeu, Emi, să le dai numai cu mine. Nu mă păcălești, nu mă păcălești. Nu mă păcălești, nu mă păcălești. Nu mă păcălești, nu mă păcălești. Le păcălești. Dacă începem cu invenții, o să încep și nu, lasă-i. Eu o să vin cu adevăruri, mai grav. Lasă, că tu ești micinoasă și eu sunt adevăr, dacă fata asta simte. O simți? Păi dacă... Păi o simți pentru că am și spus. Alo, de ce zici că ești apropiată de ea? Pentru că sunt acum apropiată, care ți-i problema? Care ți-i problema dacă sunt apropiată de ea? De ce? Care ți-i problema dacă mă simt apropiată de ea? Nu e o problemă! Atunci ce tu faci? Păi dar ți-i problema că s-a apropiat de ea? Nu, am zis. Și atunci ce ai probleme? Păi dacă asculți, o să mă și înțelegi. Dacă vorbești cu tine, nu ai, atunci eu vreau să ascult mincinoși. Păi de asta zic. Nu, asumă, fii asumată și o să vorbesc cu tine. Extraordinar. Ne dăm acum tot ce suntem buni și mai o zrea. Că vă spun în față de aia. Noi ne-am găsit. Noi ne-am găsit amândouă până dimineața. Hai, nu știu că... Ela, tu știi lucrurile astea că ți le-am zis atunci. Da, știu, Ela, știi. Da. Numai nu mai tot imit, așa mai fă gesturi de astea urâte. Astea, ce tu faci gesturi de astea urâte? Hai, mă, spune adevărul, lasă vrăjala. Pe te imit, pe tine își fac mișto. Lasă vrăjala, nici, că nu suport niciuna. Hai, lasă. Dar nu spune tu mie că sunt mincinoasă, că și eu pot să spun de tine o grămadă de invenții. Păi și ori tu să inventezi. Faptul că mă faci mincinoasă e o invenție. Dar tu pe mine de ce mă faci mincinoasă? De ce faci cu mincinoasă? Pentru că ai mințit cu perița de dinți. Cu ce? Și faptul că am impus fetei ăstea să nu intre în cameră. Da, alea au fost două minciuni. Hai de capul. Ce vrei să zic ca tine? Să nu mai facă duș, să nu mai vină la ora 4. Păi ce înseamnă aia? Aia nu înseamnă, n-ai voie să intri în cameră. Dar cine ești tu în camera aia să ne spui nouă ce să facem? Cine ești tu și ei sau mie? Ești. Cine ești? Păi ești, păi dar cine ești tu? Asta e sensibil, asta e... I-am cerut, nu i-am impus, ok? Lasă. I-am cerut, nu i-am impus. De multe ori. Hai, când au făcut baie, v-aș certat, atunci las că știu eu. Când ne-am certat? Când am făcut baie. Știi atunci. Am pus menta și m-am speriat că m-am trezit cu asfixiere din somn, dar nu, mă, nu am certat. Am pus ce vorbești? Bine, hai, mă, că nu mai vreau. Așa, ai zis cele mai bune prieteni voi, dar nu v-ați vorbit niciodată. De la început până la sfârșit, a fost cele mai bune prieteni. Au fost aranjuri mici, nu au fost chestii ca tale. Au fost chestii mici. Ela, nu știu cum, tu pe mine ești supărat pe 5 luni. Ești din comun, să fii compatibil. Că ai crezut că m-a pupat ușa două. Da, Andreea, că m-a pupat cu tine. Dar pe ea că s-a pupat în fața ta, nu a fost nimic, așa-i? Dar nu, nu a fost, a rămas în sufletul meu. Dar nu, asta s-a întrecut peste, am vorbit cu ea. Na, nu știu. Da, să treci și peste că m-am pupat, așa e. Dar nu, dar am trecut, dar n-am vorbit cu tine, m-am apropiat cu tine. Dar nu ți-am zis după ce m-ai atacat tu de aia. Deci tu vii cu o minciună? Dar... Păi vii cu atât, mă vedeai cum s-o pupat ea cu joacă, păi zici, nu spui, da, mă, te-ai pupat. N-are rost, nu mai... Păi cum n-are rost, dar nu mai... Dar ți-am zis de ce? Mi-a zis de ce. Păi, dar fii supărat atunci, fii corectă. Și pe păi cu tine era prietenă, cu mine era doar apropiată. E o foarte mare diferență. Nu. Ba da, nu. Niciodată nu o să fie prietenă cu mine. O să mereu a zis că ați fost prietene. Nu compara o prietenie cu apropiere. Ba contează, ba contează. Iubitul rămâne, nu l-aș pupa. Ba contează. Nu l-aș pupa, n-au zis. Ba contează. Eu nu l-aș pupa. Gigi Quella. Aștept momentul când îți dau pe două, Diana, pirui Ligela. Diana nu vreau să se bage, Diana. Eu să se bage, fiindcă s-o păi bage ce se bage, pentru că Diana n-a fost spărtaș la fazele alea. Au fost ele trei. Normal să vrească ele. Sunt poveștile lor. Pe care le știu și eu pentru că era telefonul pe speaker de cele mai multe ori și vorbeam mult. Și știu, le știu toate discuțiile, dar nu mă interesează. Oricum toată lumea o să zică că țin cu Andreea, sunt subiectiv. Cer o stare. O parte din discuțiile știe și Filip, că pe vremea aia umbla cu noi. Vezi? S-a băgat și de aia.
Da, na, și a zis cineva să nu se bage. Imediat, ești lige sau cineva, lige, nu? Lige. Bine, ce se bage, că nu-i trebuie. Nu știu că se bagă. Se bagă, bine, Ligi, Diana poate să zică ce e de acum, de curând, dar discuțiile de care vorbesc ele, Ligi, Diana nu era în emisiune atunci. Când stăteau ele trei. Dacă eram așa de rea, venea și spunea, stai liniștită. Dar eu când am avut conflicte cu ea, am zis că venea și spunea, mă refer că venea și spunea în emisiune. Dar poate mi-a spus mie și nu ți-a spus. Că n-a vrut să mă bag între voi. Pare rău pentru ea că nu a avut curajul să-mi spună în față. Dacă a deranjat tot tonul meu sau atitudinea mea. Asta îți spun, de unde știi? Nu mă supără, fiecare e diferit în felul lui. Îți spun că amândouă v-ați... Fiecare e diferit în felul lui. Nu, când au fost primele zile, amândouă vorbeam, ziceam, noi ne-am obișnuit să stăm până la ora 2, noi v-am vorbit, ne-am amândouă. Noi ne-am obișnuit să avem același program și acum era un pic ciudat să ne... Păi e normal să nu fii compatibil cu era toți oamenii, ciudat. Dar nu înțeleg de ce se pune așa. Dar amândouă eram, vorbeam. E total firesc să nu fiu compatibilă cu cineva locuind în aceeași clasă. Mai de câteva ori, nu știu mereu. Păi iată, nu recunosc, i-a spus la ce clubă și eu. Vrea să recunoști și tu și ea, adică să crezi. Doamne, Diana, dar voi înțelegeți ce vorbesc, dar de 5 ori am zis până acum. Da, ți-am spus lucrurile astea. Nimic așa. Ce am zis? Ce nu am recunoscut? De 5 ori am zis da, da, da. Păi un om apropiat, eu vreau să stau cu el, nu mai, ce contează, dacă-s prieten. Dar nu trebuie să locuiesc neapărat cu ea, ca să o simt aproape. Dar tu ai zis că voi ați fost prietenii de la început, doar că ați fost prietene, am fost apropiate. De aia eu am ajuns la discuția asta. Pentru că voi nu recunoașteți. Păi cum ați fost apropiate de la început? Tu ai lipsit 2 luni după ce ai venit tu. Eu am lipsit 2-3 luni. Și asta spun, după ce au venit, voi două nu vorbeați. Ați vorbit acasă, voi două, foarte rar. De câte da, am vorbit. De câte două, trei ori ați vorbit, foarte rar, tu vorbeai mai mult cu mine. Ai venit, da, m-a pupat cu Jador și clar că nu erați da, atunci am durut-o de treaba, dar nu a avut nu știu ce conflict. Adică m-am vorbit cu ea. Am zis eu că v-aș certa? Nu. Am pomenit că așa ceva? Da, eu nu mă cer cu ea, mă ținut cu ea. Îs apropiată, eu chiar. Știi, dar nu am împroșcat-o în continuu, n-am vorbit cu ea. Dar am ținut durerea aia mine. Da, nu zic nu, durere. Eh, au fost ceva care m-a deranjat. Și eu ce-am zis? Dar ea a fost conștientă, probabil, nu? Da, apropiat. Pentru că e o lună la eu ți-am explicat și atunci, doar că nu s-a difuzat partea. Aici erai pe canapea când ți-am zis, Ela, dacă știam că te afectează așa de tare și de fapt Jador joacă într-un fel în emisiune și în spate joacă altfel, eu nu l-aș fi pupat. La fel, în grădina băieților nu mi s-a dat partea în care am vorbit cu Jador, dar tu știi că aici pe canapea am vorbit, iar partea în emisiune nu s-a dat, ok? Am vorbit cu fata asta, eu știam și am spus și am făcut gestul ăsta. Pentru că i-am văzut pe ei că în continuu spun nu te vreau, între noi totul s-a terminat. Altfel nu m-aș fi băgat să fac o glumă ca să fac pe cineva să sufere. Dacă voiam să fac pe cineva să sufere, am avut ocazie aici. Multe. Ce e să știe toată casa? Păi dacă tu vii o lună și spui că nu mai am nimic și se vede răceala între oameni. Da, niciodată n-am zis. Punea în emisiune. Dar uitați-vă în emisiune, fraților. Păi uitați-vă la emisiune când ați fost. Cum să nu? Înainte să vină, uitați-vă ce ați spus. Cum să nu? Noi, eu nu știu. Ela, noi n-am știut că o să fie doar. Eu am știut, eu recunosc. Nu știu ce. Eu nu, că eu nu eram prietenă ca și tine. Nu știu, asta zic. Exact cuvintele care mi le zicea aici în emisiune, mergea și spate și mai spunea. Și repeta. Înțelegi? Așa făcea ea. Și o cunosc, eu văd pe ea cum e. El 29 de ani, sincer, urât, foarte urât. Da, e. Eu nu mi-aș pierde timpul. Ce? Nu mi-aș pierde timpul să vorbesc dacă nu... Aia să zic și eu. Da, ok, și noi vorbim de una, de alta, mai zicem, dar nu... Și mi-asum și greșesc. Aia e, că mi-asum și, bă, da, am zis de nu știu cine, da. Nu știu cine, dar oricum suntem fete și... E normal. Dar nu-și asumă. Eu când am zis că e foarte mincinoasă și așa mai departe, nimeni nu m-a crezut. Și joacă bine teatru, ea știe să facă, cum ar veni la televizor, să dea cea fată cea bună, ea cea mai sfântă, cea mai bună, cea da, mai... Da, dar tu ești conștientă că ieri s-o certa cu Andreea Pirui, adică cu pretera ei și era normal să plângă. Da. Chiar să te amieri cu Livian? Nu, mă refer acum, mă refer... Ziceam ieri că... Când, dacă tu te-ai certat cu mine și tu ai plânge. Păi bine, da, ai plâns, adevărat. Ai și plâns, dar ai da, plâns afară. Adevărat, da, e adevărată chestia asta. Dar mă refer în alte chestii, adică ca om, cum ești tu, înțelegi? Când știi să joci bine rolul tău, adică la televizor să pari cel mai bun și când ești afară ești cel mai zero, jalnic și mai departe, înțelegi? Asta vreau să spun. Nu știu, zic, dacă nu era Filip, te înțelegeai cu ea. Ea joacă foarte bine rolul ei de aici, din casă. Ea știe cum să, cu ce să mănâncă, înțelegi? Și afară ea e foarte, un om foarte rău, fata asta. Nu e
adevărat, bine, nu e adevărat. Da, nu știu, am știut că suferă. Bine, sigur. Am știut că suferă, îți dai seama. Da. Că și dacă și ai tot îl pupat. Bine, pe da, așa faci tu, nu toți trebuie să fim ca tine. Dacă un exemplu. Atunci de ce spui? De ce spui? Păi tu ai da, așa ești, da, așa ești, da, așa ești. Păi dacă l-ai pupat, îți fac da, și... tale, nu s-a mele, dar nu am fugit de chestia asta. Păi da, spui că tu n-ai știut, ai crezut că e anumărit pentru jata. Nu am știut. Minciună, poftim, poftim. Dar nu pot să vorbesc cu tine, îmi pare rău. Cum să spui că n-ai știut? Trebuie să dau cum vrei tu, ca să iasă dialogul care vrei tu. Mai îți place da, eu gândesc ca și tine. Părerea ta, ce crezi? Nu știu, cred. Păi, dar nu eram azi foarte apropiată de a... De unde să știu, fată? Ei, bună, de unde să știu? Lasă-mi. De unde să știu? Și Doamne, să nu, și să nu mai fii cu un om o lună de zile, hai. Două, dar dacă se pupă cu una, tot și că o deranjează. Să fii serios, bine, mai logic, nu-i logic. Logica ta nu ești logica mea. Da, sigur, ca să dar nu-s ca tine, fată, am fost creați milioane de oameni, dar diferiți. Nu toți gândim la fel, nu toți acționăm la fel, nu toți ne exprimăm la fel. N-ai păi, cum? Dar nici nu vreau să seamăn cu nimeni, n-ai că ne-am creat Dumnezeu. Ligia, ca să fiu Ligia, nu să fiu Andreea Pirui. Eu am fost creat în felul meu și până tău. Așa ceva, eu nu te cred. Dar nu mai, asta e altceva că tu nu mă crezi. Nu te cred, așa, nici așa, așa mai merge. Dar nu e nicio problemă că nu vrea să mă creadă. Nu, nu trebuie să mă creadă nimeni. Dar nu trebuie să mă creadă nimeni. Nu asta e problema mea, că nu mă crede nimeni. Eu am explicat ce am crezut eu la momentul respectiv. Restul nu mă interesează. Deci tu ai crezut că nu mă interesează deloc deja tot. Asta e partea a doua. Ciudat. Ciudat, da. Dacă te-ai simțit apropiată de la început, ciudat, că pe ultima sătime tine mi-ai cunoscut-o. No, asta mi se bine. Pare ciudat. Bine. Că tu știu că ea suferă după Jador, ai știu că ea e tot după el, ai știu că nu îi place de nimeni, e ciudat că ai crezut că nu o deranjează. Având în vedere că a existat apropiere între ea și Iancu și ea zicea nu, e gata, n-am avut de unde să știu, dar în fine nu am chestia să discut subiect de acum 5 luni. M-am explicat cine m-a de bine, cine nu tot. Era că n-am avut apropierile cu Iancu, nu. Ești sub nivelul meu și n-am ce să vorbesc cu tine. Mă plictisești. Cine ești tu? Ce cea mai rea? Cea mai scorpie? Kaila să recunoască că și ea a avut vină și ea nu mă lăsa. Ea m-a trâns la Jador, eu am trâns-o la Fernando. Dar nu se compară ce a spus ea cu ce am spus eu. Nu, asta e. Realitatea nu pot să mint. Auzi, mă, Gabi, mă vrea lângă tine, fata asta. Mai o săptămână. Știu eu cât e ceasul, lasă! Lasă, dacă vrei tu să fii nervoasă și n-ai de ce să fii, n-ai decât, n-are ce să bage la râcă, vrea Andreea să fie nervoasă și n-are pe ce. Vorbeam cu ea despre relația ei cu Liviana, am văzut că s-au apropiat. S-au apropiat. S-au apropiat cu pași mărunți, dar s-a apropiat. Deci gata cariera. Parcă visei la carieră, apropo de vise. O să le fac pe amândouă. Tu i-ai spus lui să-mi dai înapoi toți banii, sau banii, iar el ți-a spus mi-ai mâncat toți banii și mi-ai creat o imagine cum că eu îți cheltuiesc ție banii, dar de fapt e invers. Te contează imaginea decât înăuntru cu mine. Băi, mă las. Păi asta e adevărul. Dacă tu simți că el vrea ceva, dă-i ce vrea el. Dacă tu simți că ea vrea ceva, dă-i ce vrea ea. Păi vrei să-ți explic ce aberează domnișoara? Atunci te rog să o asculți pe Berna. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.